Unii au venit cu icoane și cu drapele bisericești la contramanifestație și au fost înconjurați de jandarmi. În România nu-i permis contraprotestul în același loc. Așa că o să fie izolați când trecem pe aici cu marșul. Ca potențial periculoși. Și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul Coman versus România și la Curtea Constituțională a României în cazul Coman versus România și alte cazuri. Deci toate curțile și europene și naționale spun clasei politice din România că trebuie să recunoască cuplurile formate din persoane de același sex. Persoanele LGBT existăm în toată societatea, în toate clasele sociale și peste tot. Noi nu plecăm nicăieri, noi suntem o realitate, iar atât societatea cât și clasa politică trebuie să se uite la noi și trebuie să găsească rezolvări pentru realitățile și problemele noastre. Cuplurile gay există și nu pleacă nicăieri. Și vorbim despre niște drepturi absolut normale, dacă putem să folosim acest cuvânt. Nu. Vorbim despre drept la moștenire, drept de a lua un credit comun, dreptul de pensie de urmaș, dreptul de a fi pe asigurarea medicală a partenerului, drept de împărțirea bunurilor comune și regimul bunurilor comune. Toate aceste lucruri sunt absolut necesare într-o democrație cum se dorește a fi România. România este una dintre ultimele
ultimele 6 țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște cuplurile formate din persoane de același sex. Mai mult, clasamentul ILGA Europe, o federație paneuropeană, ne plasează pe penultimul loc în Uniunea Europeană cu privire la recunoașterea civilă a comunității LGBT. Doar Polonia e după noi. Nu este normal într-o democrație funcțională.